Bună seara! Sunt Natalia Cheptene, aici, Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ninsoarea din 26 noiembrie 2023 a lăsat sute de automobile blocate pe traseele din țară. Printre cei care s-au împotmolit în zăpadă au fost și Maria Gondiu și Sava Leuntean. Ambii se aflau în aceeași mașină când au derapat de pe drum. Și-o sunat și-o spus că nu poate ieși o chicată în nămet și nu poate ieși și-o sunat la toți și poate să găsească cineva să vie să-l scoate din zăpadă. Asta s-a întâmplat la aproximativ ora 11 dimineața pe traseul care leagă satele Florica și Coșcalia din raionul Căușeni. Acolo e omătul, era damul mare, era cu mâna nu puteai să-l ajuns. Rudele pensionarilor spun că aceștia au apelat la serviciul 112 și au așteptat intervenția salvatorilor. O rămas în mașină așa, a fost sunat la salvare, ăsta, la 112. El a spus că e sunat și ar să vie cu o tehnic ceva care să poată curăță să-l scoată de acolo, din locul și alea. În total au fost 20 de ore de așteptare și nenumărate apeluri disperate de ajutor, spun rudele celor doi pensionari. Nimeni însă nu i-a salvat. 1-2 așa am sunat, la 112 am spus, oameni buni, stau doi oameni pensionieri, încă am zis pensionieri, stau doi oameni învăliți în zăpadă și nu pot să iasă de acolo. Vă rog frumos, duceți să-i scoateți, ei sunt pensionieri. Trebuie să vii salvare. Dar n-au venit. Ei au tras nădejde până în ultimul moment că or să vie. Încotro ar fi pornit Maria Gondiu și Sava Leuntean. Ce spun rudele pensionarilor despre circumstanțele în care aceștia s-au împotmolit în zăpadă? Cum se întâmplă că bătrânii nu au putut ajunge la un loc cald? Asta chiar dacă satul Florica se află la aproximativ 1,5 km de locul unde s-au blocat. Cine i-a văzut ultimul în viață? În ce stare erau ei? Cum comentează autoritățile producerea acestei tragedii? Aflăm în această ediție. Rudele Mariei Gondiu și a lui Sava Leuntean au venit în platoul nostru să ceară dreptate. Acum alături de mine este Larisa Ahemei, nepoata femeii decedate. Să aflăm cu ce mesaj a venit ea. Larisa, bună seara. Bună seara. Condoleanțele noastre. Știm că doamna Maria era mătușa ta. Da. Cunoaștem că v-a vizitat cu foarte puțin timp înainte de a se întâmpla tragedia. Da. Dacă poți să ne spui când a fost asta. A fost vineri dimineață la mine și o stat până sâmbătă dimineață la mine. Eu venit că eu am chemat-o să stai cu mine, că am copil mic și măcar stai cu mine. Te ajuta? Da. Și dar ce să stai tu? Eu în Grigorievka. E departe de Coșcalia și de Florica? Nu. Sunt sate apropiate, da? Dar zi-mi, te rog, tu, voi erați apropiate cu mătușa ta? Da, foarte apropiate. Hai să auzim cine-i povestit despre ea mai devreme. Atenție la ecran. Maria Gondiu avea 63 de ani. Ea a muncit toată viața în agricultură. De câțiva ani, femeia a renunțat la muncă și trăia din pensia lunară. Ea a crescut un fecior care are acum 42 de ani. Nepoata ei povestește că Maria se împăca bine cu toată lumea și era o femeie de încredere. Nu a fost o femeie rea. Tăți ne-a ajutat cu ce-a putut. La tăți ne-a dat un sfat bun. Nu știu că acum erau înainte, fie fermele astea, bine, pensie și acasă. Bine, ba pe mine m-a ajutat, ba pe sora mea o ajuta. Când și cum? Cum putea femeia, când am avea 60 ceva de ani. Dacă e nu vine la mine, eu mă ducem la dânsa, copiii mei, ei ne-au crescut nea copchii. Că eu am fost dus pe știhotare, am fost, e pe ei doi copii ai mei de 11-14 ani, nu i-au crescut, ea ca până în coașe, 2 ani de zile, dar mă, de când îs acasă cu copilul, ies la mitel și m-au oprit și eu acasă, dar mă, cu mine. Dar așa, ei nu i-au crescut, cum? Ei i-au educat, cu dânsa i-a lăsat. Acum înțeleg că zici că erați foarte apropiate și te ajuta foarte mult. Altădată nici o mamă nu ajută, nu și ajută așa copiii cum te-a ajutat doamna Maria pe tine. Dar zi-mi, Larisa, atunci când mătușa ta te-a vizitat, ea se simțea bine? Nu s-a plâns pe sănătate? Că este rău, că se simte prost? E foarte bine să simțea. Deci nu avea nimic pe ce să se plâne. Nu, ea era o venit că copilul este a meu mititel, s-a jucat.
Încă ei ne-au zis că des mă curc cu tine în pat și lângă băieța lui Smititel și-o dormit. Și s-o treze dimineața la 5, la dimineața sâmbătă, la ora 6, s-o dus cu băietul meu mai mare la sormea. La sora ta? Da, la sora mea. S-o viziteze și după aia a venit înapoi? Nu. A stat acolo că trebuie să vii de Sava, concubină, cum iasă. Trebuie să vii, să o iei, să ducă la Florica. De asta nu a rămas și pe duminică. La Plopu. Și apoi de la Plopu se duceau la Chișinău împreună. Da. Unde stăteau? Da. Colegii mei au vorbit cu Natalia Gondiu și Fiodor Ceban, sora și cumnatul femeii care și-a pierdut viața în Nămeți. Anume la ei, în ospiție, au mers cei doi pensionari cu o zi înainte de tragedie. Iată ce ne-au povestit aceștia despre întâlnirea lor. Atenție! Sâmbătă, seara, au fost la noi. Măsura tensiunea, dar tot... Era 100... 180 pe 100 și ceva. Zic că ei nu lucrează drept, ai să zic. Da, la tine nu lucrează, că la mine lucrează. Și-au măsurat, zic că e mare tensiunea. I-a pus la masă, am mâncat vesel, postul aia nu era vesel, postul aia nu era vesel. Și încă s-au luat niște unsori, că o durere rungi. Sava e din Plopu. S-a dus acasă la Sava, trebuie să duc un telefon la sora lui. Paralizată. Ieșe de la pat și trebuie să-i duc un telefon. Și sună Maria, că e îndat să întoarce mașina o gradă și mi-a aruncat în grădină. Și o buxuit acolo, cât o buxuit, mai în scurt o căutați, vede că un tractor și așa i-o scosi. Și eu s-au pornit. Am unde am nesomnul că ea ca între Florica, Florica și Cășcălie. Și ea ca buxuimă și Sava leaptă, zic, leaptă și du-te. Larisa, spune-mi, te rog, dar mătușa ta și concubinul ei, Sava, mergeau des la Cășcălie? Nu vă pot spune aici. Eu nu știu că mergeau des... La sora lui Sava, da? Da, dar nu știu. Nu ne-a spus că tare, nu spune. Atunci sâmbătă ți-a spus că trebuie să facă drumul ăsta? Nu. Când a plecat de la tine? Nu. Nu? Tu nu știai? Nu. Eu când am sunat-o... Că duminică am sunat-o, eu zic și fășeți lele. De iață și... Are să noi ne gătim să ne dușim. Asta era dimineața, încă ei nu erau blocați. Și noi trebuie să ne dușim, să ne pornim la Chișinău, zic. Că eu zic, dă-păi nici afară, și cu ajutorul Dumnezeu, cred că să ajungem. Eu zic, hai că n-ați ajungeți, să mă sunați. Și asta a fost... Dimineața? Da, vorba. Și după aceea, când mă sună mama, îmi spune Larisa, te rog frumos, sună cuiva să duc să-i scăpe. Deci mama ți-a dat vestea că da, erau blocați. Da, să duc să-i scăpe, că ei stau zăpada pe deasupra mașinii. Asta pe la ce oră deja era? După oară 1, așa că eu am început să sun la 112. Dar de ce n-ai sunat-o pe doamna Maria? Eu nu ți-l minc am sunat-o, dar a sunat-o fata mea pe Lelea și le zice, eu zice lui fata mea, zice, ce-ți vă regrijă? Că noi când ați ajungem acasă, spune lui mamă, că când ați ajungem acasă, noi ați te sună. Aha, ea a liniștit-o cumva, da? Încă lucrurile... Fata mea a început să plângă. Lucrurile încă nu stăteau atât de rău cum li se părea da. Lor. La ora ce? Când a început eu să sun, telefonul la dânsa era închis. Colegii mei au discutat cu rudele bărbatului care a decedat după ce a rămas blocat cu mașina în Nămeți. Iată ce am aflat despre el. Atenție la ecran. A lucrat la Vicola Florin de 43 de ani. Era un om cu inima mare, om la săritor la nevoi. Întotdeauna, când avem nevoie, ne ajuta, ne dădea un sfat. Când întotdeauna, când am adresat la orice greutate, ne și-a dat într-o parte,
Întotdeauna au revenit, întotdeauna ne-au sfătuit cu sfat, întotdeauna ne-au învățat pe unde trebuie și bine, pe unde noi mai rog greșim ca tineri, că nu suntem încă. El spune că nu vă supărați, voi, eu vă dau un sfat să-mi prindeți, că ați vă prindă bine. A fost căsătorit, s-a despărțit și a fost căsătorit în satul Sângeraș. Și tot s-a divorțat. Și amuia s-a, nu de mult, de vreo câteva luni, s-a căsătorit cu doamna Maria, care a decedat amândouă. Are foarte bine să înțelegem. Au fost două inimi în pereche, în trăneță. A fost cu inima mare, tot ca tata, așa o femeie. La... E așa o femeie înțelegătoare, la nevoie. Suneau un pe altul, iată la bătrâneță. Ei cred că așa au fost fii, că ei dintr-un cuvânt se înțelegeau, din privire amândoi se înțelegeau. Rudele lui Sava Leontean sunt revoltate și cred că acesta a fost lăsat să moară în nămeți. Fiica și ginerile bărbatului Tatiana și Andrei Scrob locuiesc în satul Florica, raionul Căușeni. Ei spun că totul s-a întâmplat la mai puțin de 2 km de casa lor. Să aflăm ce povestesc ei despre circumstanțele în care s-a întâmplat tragedia. Condoleanțele noastre, Tatiana, Andrei. Știm că tragedia, practic, uite, așa cum am zis mai devreme, s-a întâmplat la nici 2 km, 1,5 km de satul în care locuiți voi. Ei v-au vizitat în acea zi? Adică nu. Mergeau la voi în... Nu. În ziua și nu au fost la noi. Nu. Dar unde se îndreptau, știți? Înspre satul Coșcălie. Ce să facă? Era o urgență? Pentru că tot mă întreb de ce, deși viscolea, ei totuși au pornit la drum. El vrea la lucru să duc. Trebuie să iasă. Noaptea el la lucru să duce. Trebuie dar să... nu în Coșcălie locuiau din nu, Cătești. Eu vrut să iasă la o centrală, când am pune să curăță drum. Dar la sora lui Sava au ajuns? Pentru că am înțeles că se pornise acolo. Nu a ajuns acolo, că nu se putea, dar nu putea să răzbat cu mașina și s-a întors înapoi. Când o dat să întoarcă înapoi, el pierapat de pe șosea, în chiuvet. Acolo trăinește, bate vântul, da? Se blochează des șoseaua asta la când la zăpadă. Când e zăpadă, tot timpul e problemă acolo. Drumul care leagă satul Sorica de Coșcălie are 6 km. Automobilul lui Sava s-a blocat în nămeți la mai puțin de 2 km distanță de Florica. Sava trebuie să ajungă la sora lui, Axenia Buruiană, care este imobilizată la pat. Colegii mei au vizitat-o. Iată ce ne-a povestit femeia despre fratele ei. El ne-a sunat, Nea. Eu nici n-a știut că el vine în coaș. Eu dimineața l-am sunat pe dânsul și zic, și unde sunteți? Zici că la apropo. Nu la casa părintească. Vinise de la Chișinău. Și eu zic, măi, dacă... Dar eu n-am văzut că așa jicălie afară. Zic, hai, dar cu băietul fix, dacă cumva așa va, puteți să vii să-i tai niște lemne. Zic să iei un topor, că toporul meu, zic, aghe să țin. El a vrut să vii la mine și de așa duc la lucruri, la Chișinău. Și eu am zis, zic, cum? Zic, n-ai văzut și jicălie? Zic, și te v-ați pornit. Zic, ei, dar până... Nu am știut că așa se întâmple, deci nu mă pornim. Când pe la 11 și ceva, 11:40 ne sună, deci când nu ne-am pornit înspre Coșcălia și ne-am avândat în om, nu puteam ieși de un omăt. Și zici, hai că mi-a grit cu dânsul, zici că să descarcă să ne ia telefonul. Și eu m-am închis. Pe urmă zic, măi, zic că... Și-a scos sunat la primărie, și tractor și prost că vreau să vii, dar că un tractor zic, i-a fundat la Cărnățâni cu copchii, vin la România cu primărița. N-am, nu mai țin minte eu tot precis. Am eu zic, eu sun, zic, sun, dar el zice, apoi ne-a întrebat dacă avem un copchii în mașină și noi i-am spus că nu. Încă eu zic, dar și n-a spus, zic, măcar că aveți un copil, că era să stări și să vii, așa zic, cine știe cum stărăm ea în ziua de azi. Și după asta, zic, sun la 1-2 și spun și să vii, că cum așa, zic, trebuie să dai ajutor cineva, ori primărie din Bacșelia, cum? Sunt tractori, nimeni nu un tractor nu se poate de dat să vii vă scoată. Că mai erau încă două mașini, acolo un bus și o mașină. Că zice din Cășcălie înspre Florica. Dar fratele venea din la Florica înspre Cășcălie. Tatiana, deci din spusele mătușii voastre înțelegem că la ora 11 deja era tatăl vostru cu doamna Maria blocați pe șosea. Dar voi când ați aflat despre asta? V-a sunat? V-a spus? Pe Andrei l-a sunat. Pe mine nu m-a sunat, numai pe Andrei l-a sunat. O sunat și ne-a rugat să ne dușim cu lopet să ajutăm să-l scoatem de acolo. Dar ce v-a povestit Andrei?
că o gerapa de pe șosea și nu poate să iasă. Buxul e mașina. Și noi ne-am dus în momentul ce am fost acolo, când după sunet. Încă mai puteți răzbate, da? Ne-am dus cu pe ce? Jos. Cu ce? A, voi pe jos. Așa? Era o mătă mare. Câți oameni erați? Un metru, dar mi-era de... Un metru era în jurul mașinii? Da, da. Mașina, da, mă, să deschizi ușa. Ok. Asta de la ce oră era, Andrei? Orele 12 la 1, așa. Așa? Și ce ne-am ați putut acolo face? Acolo și am distupat în prejur la mașină. Și am încercat să o împingem, cu mâinile goale nu puteai să faci nică. Și el a spus că a sunat la tractor, la ajutor, să vii, dar așa de tare bătea vântul și ninge că la un metru nu ne vedem unul de altul când mergem unul după altul. Dar, Andrei, spuneți-mi, vă rog, de ce nu a vrut să meargă cu voi la adăpost? Pentru că deja, așa cum descrieți, deja lucrurile păreau grave. El a spus că ar să vii, o sunat, ar să vii sau tehnic. Măcar să o trimite pe doamna Maria cu voi, femeie. De ce nu... Nu pot să vă spun, el nu a spus nică de dar asta. Dar voi nu i-ați propus, tată, hai că, uite, lucrurile stau grav, hai cu noi. I-am spus, dar el o aștepta, adică ajutor, că el tare să grăghele, să iasă de acolo, să ducă la lucru. Dacă tare mătușa mea, apă, ies în țară, doamnă. Nu pot să spun că... E stătie în mașină, el a ieșit afară, cu dânsul am vorbit, dar ies... Cum stătie pe scaun, așa, nu și un cuvânt n-o scos. Eu că tare o știu pe dânsa, tare gine că ei ne-au crescut cât că tare și pe noi. Așa? Și ce crezi că făcea atunci? E că tare, când vede ceva, apoi ies în spaim. Se sperie, s-a speriat, era speriată, da? Și la dânsa putut să ridici tensiunea, că e avea tensiune mare. Andrei, le-a zis colegilor mei că după câteva ore, socrul v-a sunat din nou. Ce v-a spus atunci? Să vin eu, ori să trimit pe cineva, să duc haine, că erau porniți. Le-a fric, le-era fric. Eu îmi trimis pe băietul mai mare al lui Tania, călare pe un cal, cu haine, cu deci le-ați trimis haine, da? Mai groase. El a spus să pornesc acasă. Dar atunci, Andrei, deja când era clar că e deja în gheață, n-ați mai încercat să-l convingeți? Hai... S-a pornit pe jos. El s-a pornit, s-a îmbrăcat, s-a pornit, a mers vreo 100 de metri de la mașină și eu a spus că eu nu pot, nini rău, ne întoarcem înapoi la mașină. Deci din cauza doamnei Maria au trebuit să se întoarcă. El s-a întors înapoi cu dânsa. Ultimul care i-a văzut în viață pe Maria și Sava a fost Nelu, nepotul bărbatului. Iată ce ne-a povestit băiatul despre cum și-a ajutat bunicul. Atenție! Eram orele 4, 5 poate. M-a sunat și o să cam ne fric și eu m-am dus mă cu calul la mălbarea. M-am dus mâncălare pe frigul și ala și cornița și ieși și le-am dus le haine ca să îmbraci. Că trebuie să vin cu dâns acasă. Și m-am dus, calul ne s-a oprit aici, în deal. Că n-am putut nici cu dânsul răzbate și calul l-am lăsat și m-am dus mă pe jos. Am ajuns la dâns, i-am îmbrăcat și i-am scos de mașină cu mâinile, că nici mă pată, nici nu o să vede. Era venit un om. Am dat cu mâinile, am deschis ușa, o ieșit. Le-am dat hainele pe fereastră, cât eu am dat cu mâinile și o mătă la o parte ca să deschid. Le-am dat hainii s-au îmbrăcat, eu până și-am dat o mătă la o parte cu mâinile și ei erau gata. Am deschis ușa și am trecut pe-n posar. Ei început a sta rău, o chicat jos, a început a tușa, pare că nu se putea trage aer. Bunel a zis, tu du-te acasă, nu duci înapoi pe noi în mașină, du-te acasă și nu îngheța aici. Tatiana, Andrei, ce ați făcut după asta? Iată, a venit Nelu probabil acasă, v-a povestit. Da. Ați mai reușit să vorbiți cu Sava? Din tâi am fost sunat de sora lui, Axenia Uruiană. Și ne-a spus că eu a sunat la urgență, și-au dat numărul meu de telefon să le spun unde să află precis, unde să-l găsească. Și peste vreo
ceva minute am fost sunat de la urgență. E un bărbat era la... am vorbit. Eu l-am spus unde se află mașina, cam cum s-o găsească unii. Și i-a spus că o să... O să revie. Eu tot am sunat la ambulanță și mi-a spus că... așteptați că noi să ne ducem, că da, zăpada e mare, las să mai aștepte, că noi nu putem să ajungem la fața locului. Cu doamna Maria mai țineai legătură atunci sau gata, nu mai răspundea telefonul? Atunci telefonul era închis. Deja era închis da, telefonul. Da, eu l-am sunat pe Gheasava. Și zic, Gheasava, și la nea voastră acolo. Zice, stați fără grijă că noi amuși ne-o promis că ați vii și ați ne scoată și amuși ne ducem acasă și ați vă sun de acasă. Tudor și Natalia spun că ultimul apel al lui Sava a fost către ei. Iată despre ce au discutat atunci, atenție. Fie gata, zic, ne acoperă cu tătul, de-am nu se vede, zic, nică, și eu. Și zic, că cu noi e gata, de-am. Păi, Sava, dă-i bătai cât lucrează telefonul, am zis, eu, gata, mai mult nu pot. Așa este acum, nu pot. Mai mult, n-am spus suna, nu cum așa și așa. Eu i-am spus să lăsă mașina, lasă mașina, du-te. Că el mi-a spus că înaintea lui mai este o mașină, zic. Și că înaintea mie mai este o mașină și așa s-a dus. El a zis că Maria nu pot lăsa. L-am grăit cu un vecin al lui tata și el spus că l-a sunat pe dâns și i-a spus să dai focul în casă, că vecinul avea cheia lui... Așa. Și că îți vii acasă și e cald în casă. Vecinul s-a dus, a făcut focul tăt. Și eu, în dimineață, din noapte, am sunat vecinul. Du-te, te rog, și uite dacă e venit, îți veniți acasă, sunt. Asta la ce oră deja era? Orele 6 dimineața era. Dimineață. Și el s-a dus și mă sună și spune că nu-i nimeni. Pe un moment și ala m-am îmbrăcat, am sunat un cu mătru și l-am luat cu mine și ne-am dus pe jos, vreo două ore am mers până și am ajuns acolo. Nu puteai să... 2 metri te-a cufundat în o măt. Când ne-am dus, noi nici mașina nu o vedem. Cum ați găsit-o? Era stupat complet. Am mers pe capota mașinii, pe ori ne-am întors înapoi și am început să săpăm și am dat de acoperișul la mașină. Când am deschis ușa, fără răsuflare erau morți amândoi. Tata era caldă, ei erau rânși. Asta noi știm și vă înțelegem, dar ce să facem? Doamna asta e să simte rău. Cine nu știe că la Coșcălia, în fiecare an, dacă e o lingură de omăt, două sunt la dânșe. Ia că aici persoana și-ar trebui să ducă la răcoare. Cel o sunat de 6 ori, cel o sunat de 4 ori, rezultatul 2 morți. În această seară discutăm despre circumstanțele în care s-a întâmplat tragedia din noaptea furtunii de zăpadă din 26 noiembrie. Și noi trebuie să ne ducem, să ne pornim la Chișinău, că de eu zic, dăpă nici afară, și cu ajutorul Dumnezeu, cred că să ajungem. Dar nu puteam să răzbat cu mașina și s-a întors înapoi. Când au dat să întoarcă înapoi, el a derapat de pe șosea în chiuvet. Și eu zic, Iasava, și la nea voastră acolo. Stați fără grijă că noi amuși ne-o promis că ați vii și ați ne scoată și amuși ne ducem acasă și ați vă sun de acasă. Pe drumul dintre satele Florica și Coșcalia, din raionul Căușeni, și-au pierdut viața Maria Gondiu, de 63 de ani, și Sava Leontean, de 64. Ei au rămas blocați în nămeți timp de 20 de ore. Am încercat să o împingem, cu mâinile goale nu puteai să faci nică. Și el a spus că a sunat la tractor, la ajutoria să vii, dar așa de tare bătie vântul și ninge că la un metru nu ne vedem unul de altul când mergem unul după altul. Era o urgență? Pentru că tot mă întreb de ce, deși viscolea, ei totuși au pornit la drum. El vrea la lucru să duc. Și chiar dacă au apelat de mai multe ori la serviciile de salvare, nu le-a mai venit nimeni în ajutor. Fie gata, zic, ne acoperă cu tătul, de-am nu se vede, zic, nică, și eu. Și zic, că cu noi e gata, de-am. 2 metri te-a cufundat în o măt. Când ne-am dus, noi nici mașina nu o vedem.
Mașina cum ați găsit-o? Era stupat complet. Rudele pensionarilor decedați sunt revoltate și cred că cei doi au devenit victimele nepăsării autorităților care nu i-au venit în ajutor. Ai zis că ați mers chiar pe capotă până să vă dați seama, da? Da, nu se cunoște mașina, nu se vede. Câți metri de zăpadă erau, ca să înțeleg? 2 metri precis erau. Era marginea drumului și mașina nu se vede deloc. Și am început să săpăm cu lopiețele și am dat de acoperișul la mașină. Am săpat la fereastră, am bătut la fereastră, zic că dacă ar șteargă, ar șiebă vreo nică, era sudată, nu se vedea nică înăuntru. Am săpat la ușa, am deschis ușa, când am deschis ușa, e fără răsuflare, erau morți amândoi. Eram cu un cumătru, el a pus mâna la chemarie, era râși, dar el era cald dimineață, el cred că a murit. Vă presupuneți că doamna Maria a decedat mai devreme ca tata era cald, dar ei era râși. Și în momentul ăla am sunat deodată la 112 și am spus că s-a scăpat mașina și s-a morți. Și-o trimis pompierii, au venit primii cu mașina. Cu vreo 100 de metri până acolo au răzbătut. Au lăsat mașina și apoi au venit în coace. Toată lumea din țara moldovnească a știut cu 3-4 zile înainte de la serviciul meteo că va fi nevoie. Deci, respectiv, Inspectoratul General era de obligația lui să prezinte măsurile care pot fi întreprinse de către raioane, sate și în genere pe Republică, să-i pui pe masă președintelui Comisiei situații excepționale și să spui că în dependență de situații, de gradualitatea care să fie, să lucreze Coșcalia, Căușeni, Sudul Moldovei și așa mai departe. Eu cred că aici au fost... autoritățile nu au fost pregătite pentru această viitor. Este o miopie politică și un sabotaj cel mai adevărat din partea Comisiei Situații Excepționale și, în primul rând, a directorului sau ce este el acolo, de la Inspectoratul General de Serviciu Stării de Urgență. Deci nu s-a ridicat nici un transport. Eu n-am auzit cât au fost zilele astea, nu l-am auzit pe șeful de la Căușeni, IGSU, șeful de la Ștefan Vodă, unde a fost problema, ce au făcut și cum au făcut. N-am auzit nici o explicație de la primare din satele astea, care la rândul lor trebuie să fie președintele celulei de criză, care trebuie dar să conducă. Dar haideți să vedem până la urmă cu ce comentarii au venit autoritățile după acest caz tragic. În data de 29 noiembrie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Adrian Nefros, a venit cu un comunicat despre măsurile întreprinse de autorități în gestionarea situației create de condițiile meteo. Ministrul a vorbit și despre cazul pensionarilor care au murit după ce s-au blocat cu automobilul în Nămeți. La 14:58 a fost primul apel a șoferului la 112 în care anunță că este împotmolit deasupra satului Florica și operatorul 112 i-a transmis informația sau telefonul de contact a responsabililor de ASA drumuri. 16:48. Echipa de intervenție din cadrul unității din Căinar, a Inspectoratului General Situații de Urgență, pleacă pentru intervenție spre Coșcalia în vederea deblocării drumului principal de acces la sat, pe care erau blocate mai multe mașini, un microbuz cu pasageri și 3 autocamioane. Ministrul a comunicat că echipa de intervenție s-a îndreptat pe drumul principal de acces, dar mașina blocată a fost între Coșcalia și Florica, un drum secundar. La 16:56, a doilea apel la 112, în care șoferul informează că în mașină intră gaze de eșapament, operatorul 112 l-a anunțat că echipele încearcă să ajungă, dar echipele nu reușesc să dezepizească drumul, a întrebat dacă au nevoie de ambulanță, la care șoferul a declarat că nu este nevoie. Operatorul 112 a recomandat solicitantului dacă are o posibilitate de a se deplasa individual sau de a ieși la traseu. 17:54. Dispeceratul IGSU primește de la serviciul 112 informația despre automobilul împotmolit între Coșcalia
și Florica. Potrivit ministrului de interne, șoferul mașinii a sunat de 4 ori la 112 în intervalul de timp de la ora 14:58 de minute până la 17:49 de minute. Totodată, oficialul spune că și ginerele bărbatului a sunat la 112 de 6 ori în intervalul de timp de la ora 15:50 de minute până la ora 18:19 minute. 17:41, a treilea apel la 112 de către șofer, care anunță că soției este rău și că are nevoie de ambulanță. Operatorul 112 a transmis informația către dispeceratul Centrul Național pentru Asistență Medicală. 17:48, discuția șoferului cu dispecerul CNAU, care îi explică că ambulanța nu poate să ajungă în localitatea din cauza înzepezirii și recomandă cuplului să ajungă la traseu, fie să se întoarcă înapoi în satul Florica. 17:49, a patrulea apel către serviciul 112, în care șoferul informează serviciul 112 că a discutat cu ambulanța și acesta nu poate veni. Adrian Efros a comunicat că în urma acestui caz, Ministerul Afacerilor Interne a dispus o anchetă de serviciu în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a identifica lacunele care au permis producerea acestei tragedii. Să reamintesc că la 3 zile de la moartea celor doi pensionari, autoritățile au anunțat despre demiterea directorului serviciului de urgență 112, Liviu Oboroc. Uitați-vă la ministrul de interne. Cu stimă și respect față dânsului, e om tânăr în sistemul Ministerului de Interne, dar raportează ca un statist. Deci 14, 15, 16, dacă ați atras atenția, la 14 a fost primul sunet, la 17:54 a primit informația IGSU. Ministrul de Interne trebuie să facă în felul următor. 14, primul sunet, comanda s-a dus la celula de criză Căușeni, la 14:15, comisia situația excepțională a întrebat care e situația, ce ați făcut, ce trebuie să vă ajutăm. Ia că așa trebuie să fie informația 112, răspuns înapoi, legătura între dânsii trebuie strimată. Ei au cumpărat nu de mult 12 șinelate, zis în moldovenești snegohod, vezi de hot, care merge cu cât e mai mare omătul, cu atât mai bine merge. Pe toată țara. Deci dacă au știut că e în zonă de centru, trimite 3-4 mașini acolo, pune-le, pentru și pregătirea. Reacții autorităților, nu știu dacă putem să o numim reacții, o clounadă totală. În primul rând, domnul ministru și fost, să zicem, angajat, fost militar, da? În cazul ăsta, domn ministru, fiind membru a comisiei pentru stare de urgență, trebuia armata să o mobilizeze. Ei doar au piranii, hamăruri cu care defilează și ne arată că îi zdotați. Ați auzit din comentariul lui, echipa care lucrează în teritoriu, o echipă, într-așa un teritoriu, starei generale, lucrează o singură echipă, despre ce vorbim noi? Mobilizați armata, doar aveți tehnică. Și cum a spus și domnul Coval, din timp se cunoștea. Și am avut în sfârșit o stărișoare de urgență, că nu a fost starea asta, dar o bucățică de urgență. Și conducerea a dat-o în bară, printr-o neglijență și indiferență totală. Deci eu am atras atenția la un element foarte important de care a spus invitații în platou, că după ce au anunțat că persoanele sunt decedate, la 30 de minute au apărut, au venit. Deci corespunzător, la momentul când viața lor încă se afla în pericol, peste 40 de minute se puteau de ajuns, la ei se putea. Deci când au anunțat că au decedat, în 30 de minute au venit. De ce când s-a cerut ajutor în 30 de minute nu au ajuns? Aici e o problemă sistemică, statală, nimai vorbind de faptul că suntem în stare de urgență deja de 2 ani. Eu vorbesc. Raportarea pe minute, pe ore, prim-ministrul, raportarea pe minute, pe ore, după ierarhie, trebuiau tot să raporteze putem, nu putem, n-avem, ce n-avem, sau ce trebuie ca să avem și să dovedim. Începând cu satul. Satul are ca nucleu acestui sistem. Cu ce poate el veni? Și eu chiar aș întreba pe orice care sătean. El știe vreun telefon în afară de 112 în sat care să-i vină în ajutor? Un singur telefon.
Sunt sigur că nu sunt. Să întrebăm pe eroii noștri, dacă ați apelat cumva la primăria din satul vostru, mătușa, pentru că era cel mai apropiat, da? De... Mătușa a sunat dinaintea casă și a spus că n-au tractoare, tractoarele cum au să vie dimineață de la Soroca. Deci noi am lăsat o regiune, practic, fără ajutor. Dar nu mai vorbim că ăștia erau plecați din sat. Dar cum vine salvarea în sat? Dar dacă copiii se întâmplă ceva... Și aici cred că procuratorul ar trebui să se deranjeze de momentul ăsta. Cine este responsabil de tot ceea ce se întâmplă? Cine nu știe că la Coșcălia, în fiecare an, dacă e o lingură de omet, două sunt la dânșe. Așa e zona că acolo e cel mai mult. La 5 zile de la tragedie, pe un canal de Telegram au apărut niște secvențe audio, aparent, din discuțiile operatorilor serviciului 112 cu dispecerii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, referitor la solicitările de ajutor ale celor doi pensionari decedați. Potrivit sursei, la ora 17.54, dispeceratul IGSU a primit informația despre automobilul împotmolit între Coșcalia și Florica. Să auzim asta acum. Bună. Da, vă ascultăm. Bună. Căușeni între localitățile Florica și Coșcalia, mai aproape de Florica. Acolo stau două automobile blocate, în unul din automobile este doamna care se simte rău. Ei hipertonică, are amețele, are slăbiciune. Dar păi am trimis acolo. Ați trimis, da? Că ambulanța a spus că nu stați un pic, amuș mă uită. Eu Coșcalia, da, avem. Este, da? Că doamna e pensiune și e n-are nevoie de ambulanță, dar... Nu, are nevoie, o spus că are nevoie de ambulanță, acolo este caz de ambulanță, dar ambulanța o spus că nu se deplasează, că nu pot să ajungă. Acolo și pompierii tot... noștri deja ei au deblocat acolo în... La intrarea în Coșcalia, despre cărnățenii noi. Nu, Florica, în apropiere de localitatea Florica, asta e altă chemare. Asta din apropiere de Coșcalia, între Coșcalia și Cărnățeni, eu o văd. Dar vorbesc de iată, aici am scris Florica. Acum, în fișa mea de caz, am scris că în apropiere de Florica și le spun la salvatorii noștri să deplaseze și acolo. Bine, am înțeles. Ei au deblocat deja microbuz acolo, iar cu... Dar sunt foarte multe și mașini. Înțeleg, da. Și ei îi scot și îi merg o jumătate de... Și iar sunt potmolesc și iar. Am înțeles. Măcar da, bine. Da, eu îi spun la băieți să deplaseze și încolo. Dar unde e anume în apropiere de Florica? În apropiere de Florica, mai aproape de localitatea Florica ei. Între Coșcalia și Florica, dar mai aproape de Florica. Ați făcut fișă de caz? Da, eu din fișa asta vă sun acum. Din fișa dumneavoastră? Da, care am făcut. Coșcalia. Hai vă rog eu copiii numărul de telefon. Și să o distrugeți. Eu o pun în fișa mea de caz și eu le dau număr de telefon la pompierii care duc mai devreme. Da, am înțeles. Da, vă rog frumos. Da, bine, doamne. Eu deja am copiat număr de telefon. Bine, eu distrug, mersi. Eu așa am înțeles din discuția colaboratorului GSU că o rugat-o pe doamna de la 112 să lichideze, să distrugă fișa de caz. Ca să fie înțeles toată situația. Deci, serviciul 112 lucrează în felul următor. El are registre strict înregistrate, numerotate, ștampilate și așa mai departe. Orice informație care vine se fixează și colaboratorul eliberează o fișă de caz. Așa, fișa și de caz, doamna de la EGSU o întreabă pe colega ei, de la 112, ați făcut fișa? Doamna a zis, da, eu am făcut din ea și vă furnizez această informație. Te rog să o distrugi. De ce? Să nu rămâi urme. Dar pentru și altceva. Nu, stați puțin, că asta era încă în proces. De ce să o distrug? Eu cred că fișele de caz se păstrează la 112. Știți, dacă ei voiau să ascundă niște urme, probabil o făceau ulterior, dar nu în momentul în care oamenii puteau fi salvați. Păi, poate ar fi spus, ar vrut spui alt cuvânt, că șterge că e executată, e altă treabă. Probabil. Dar fraza o mă-ați distrus. Probabil că nu a formulat corect gândul. Potrivit canalului de Telegram, unde au apărut înregistrările telefonice la ora 17.58,
dispecerul de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis pompierilor informațiile despre automobilul blocat între satele Coșcalia și Florica. Să auzim cum a fost. Băieți, uitați-vă, da. Avem și la intrarea în Coșcalie, dar dinspre Florica. Ui, doamne, aici e un metru jumătate de omăt, clasul s-a îngodat, cocăm clasul, iar tieră sunt ceva copchiți. Nu-i curățit deloc cu drumul. Da, noi știm și vă înțelegem, dar ce să facem? Doamna asta e să simte rău. Avem aici două rotiere de tratat, din care una cu copii. Bine, hai, când o să vă eliberați, o să ne sunați, o să ne spuneți și o să vă dăm număr de telefon să vă duceți și la doamna. Bine. Nu înțeleg acolo, doi oameni lucrau pe toată regiunea aceea. Deci uitați-vă, iarăși problema asta, lipsa de dotare, lipsa de personal, lipsa de oameni antrenați. Eu nu înțeleg chiar ce se întâmplă. Deci banii care s-au plătit de către, cum o zis Iuri, drujii ăștia noștri de psihotare, deci pentru 112 permite... ca 112, când sună o persoană de la telefonul mobil, să localizeze și să-i spui toate coordonatele. Deci, doamna de la 112 nu trebuie să-i spui că e lângă Coșcalie, că e în afara Coșcalie, îi dă coordonatele stabilite la GPS. IGSU, IGSU dă la lor la GPS și ei se găsesc acolo mai ușor decât albinele găsesc ștubieile. În ziua când ningea afară, Ministerul Apărării posta fotografii cum soldații sunt proași cu bulgări de zăpadă, că iată armata zbucură de omăt. Da, eu nu am în loc să fie, eu am văzut, deci eu declar pe proprie responsabilitate. Eu am văzut poză unde sunt proași cu bulgări de zăpadă. În loc să fie mobilizată armata cu tehnica care are în zonele astea de criză, ei stau și se jucau de-a baba de zăpadă. Dar haideți să mai auzim încă o secvență. Ultima înregistrare audio apărută în spațiul public ar fi o discuție telefonică de la ora 21:55. Echipele care au intervenit în apropiere de Coșcalia au raportat despre faptul că au deblocat automobilele din acea zonă. 4 tractoare. Indicativul. Căinari. Căinari, zic că de la Coșcalia. În total, vă spun, 4 automobile, 3 rutiere, 4 tractoare. Tractoarele au venit la ajutor și l-am luat ieri. Le-am scos cu tractorul ăsta pșinile, le-am scos pe pașul la bază. Înțeles, vă dați la bază. Oamenii aceștia pur și simplu au plecat, știind, au plecat la bază, cum spun ei, convinși că ei și-au îndeplinit toată misiunea și toate mașinile din acea zonă de lângă Coșcalie au fost eliberate. Și aici mă întreb, unde s-a pierdut? Adică cum s-a uitat de o mașină care este blocată la Florica la doar câțiva kilometri? Când se raportează că s-a făcut, ce s-a făcut, care regiuni de unde au fost sunete s-au eliberat și e că atunci se verifică cu cartela. Ia că acolo s-a eliberat mașina aceea. Mai avem? Nu mai avem. Am plecat. Deci responsabilitatea este a celor de pe loc și a persoanei responsabile de celula de criză. Verificarea lor după cartele, cum a spus și domnul Coval, există cartele, registre, unde se înregistrează tot, absolut. Deci corespunzător, acum, dacă nu s-a verificat cu chemările de urgență care au fost făcute și în cartela lor, dacă au fost eliberate, ia că aici persoana și-ar trebui să ducă la răcoare. Vrem dreptate. Nu s-au dus să-i scăpi. Dar uitați-vă că directorul serviciului 112 a fost eliberat din funcție. Da, credeți că e prea puțin? Da. El a fost eliberat din funcții de aici, el a zduc în altă parte și altă lume, mâine pe mâine, din altă parte a străduiască cum străduim noi. Prea puțin oamenii și s-au chinuit acolo 18 ore, ori 24, cât s-au chinuit, acolo a fost un chin mare. Dar el că a fost dat afară asta pentru dânsul, cum să vă spun? Nimică. Și o să... Scriem plângere.
Să dăm mai departe, să vedem... Dar din acel moment, iată, când s-a aflat totul și până acum, cineva din autorități v-a contactat, a încercat să vină cu explicații, nu, cu venit nimeni. Scuze de rigoare. Nu a sunat nimeni și nu a venit nimeni. Să zic ceva, un cuvânt măcar. Oameni buni, mă scuzați că n-am putut să trămă tractorul și ala ori. Mașina, nimeni, parcă nici nu s-a mai întâmplat nimic. N-am fost sunat de nimeni și să vii și neva să-mi spună ceva. Da, măcar un cuvânt să-i spus, nimeni nu a fost. Eu cred în principiu că ei au dreptate. Au venit la televiziune că vor să se facă dreptate. Și dreptatea ar trebui să triumfe. În situația dată este o neglijență crasă și cred că procuratorul ar trebui să se expuie. Unii virigă slabă. Cine este responsabil? Dar credeți că procuratura se ocupă? Da, cred că da. Dar viriga slabă trebuie verificată pentru a ști că pe viitor asemenea situații nu se vor mai întâmpla. Într-adevăr, putem cădea pradă, e că fix așa situația dată toți, absolut. Oameni buni, dacă știți cu zile înainte că se așteaptă, iată așa, furtună de zăpadă, nu ieșiți din casă, că țara nu o să vă ajute, țara o să vă îngroape mai departe sub omăt și nu o să se implice nimeni. Stați acasă, nu vă porniți nicăieri. Într-o țară civilizată, după un asemenea caz, persoanele responsabile de administrarea situației de criză, persoanele responsabile cu funcții din celule de criză, de mult își dădeau demisia de onoare și spuneau, uite, n-am putut, am vrut, n-am putut, n-am avut competență, n-am avut, cum spunea un fost președinte, ar trebui să avem, nu știu ce n-avem, dar dacă am avea, ar și ghine. Apoi, iată, ar fi trebuit să urmeze măcar o demisie de onoare, dar nu să ne iasă să ne prezinte ca Biroul Național de Statistică, să ne prezinte la ce oră și câte apeluri au fost. Mi-ar fi fost rușine. Un apel să fi fost și nu reacționat, deja era mult. Iese ministrul de interne și povestește că cel a o sunat de 6 ori, cel a o sunat de 4 ori, rezultatul 2 morți. Deci, foarte plauzibil explicații că noi nu avem tehnică. De ce nu s-a mobilizat armata iarăși iresponsabilitate? Situația excepțională, oameni buni, nu a fost zăpada. Situația excepțională a fost... S-au pierdut 2 vieți omenești. Iată, asta e situația excepțională. Zăpada a fost ca o, așa, nu știu, un fel de o paravană de la ceea ce a urmat după. Vreau să vă spun că este absolut trist situația asta și eu nu sper absolut că ea se va rezolva și aici ține de tragicul eveniment, din următoarele considerente. Deci, dar cum vedeți rezolvarea? Certificatul constatator medical stabilește că e de la intoxicație și procuratura n-a să aibă tărie de caracter, că stau și ei sub acoperiș, deci, și n-o să găsească legătura cauzală între inacțiunile sau depășirea sau abuzul de serviciu sau lăsarea persoanelor în stare, deci, pe care i-au adus la deces, nu o să găsească procuratura să pedepsească, motivând doar prin faptul că ei au murit de la CO2. Și cu asta o să clasează dosarul. Credeți-mă că noi suntem întâlnit și mâncă de an și așa o să fie. Eu tare sper că așa nu se va întâmpla. Tare dar, sper. Dar este altă chestie, că pe voi vă rog, în memoria oamenilor care au decedat și în memoria la cei care să nu mai decedeze, acționați în instanța, în organele de poliție, procuratură și instanță de judecată, ca persoanele să fie nu numai trasă la răspundere, dar și cei care au revenit în locul lor, să știe că nu vine în jilț să șadă, dar vine în jilț să lucreze. Dar dacă nu poate lucra, las cedeze locul altuia care îl duce cap cum să faci treaba asta. Noi vom urmări mersul anchetei pornite pe acest caz și vom aștepta rezultatele acesteia. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să-i vezi pe cei dragi mereu alături.